Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi o vom cunoaște pe Eli Nistor, profesor și antreprenor. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cu plăcere și bine ați venit în centrul meu. Spuneți-ne, pentru început, câteva lucruri esențiale despre dumneavoastră. Păi, să începem cu începuturile, cu rădăcinile. Sunt născută în Brașov, dar am rădăcini foarte adânci aici, în Cluj-Napoca. Părinții, bunicii? Străbunicii mei. Străbunicii mei, din partea mamei, s-au născut și au crescut aici, la Cluj. După care bunicii mei s-au mutat în județul de Dâmbovița, în orașul Moreni. Iar mama mea, după ce s-a căsătorit cu tatăl meu, s-a mutat la Brașov. Acolo m-am născut, acolo am trăit o copilărie foarte fericită. Chiar în oraș. Acolo am absolvit și școala gimnazială și liceu de mate-fizică, Dr. Ioan Meșoță, unul din primele două școli, din primele două licee din Brașov. După care am urmat cursurile Facultății de Geografie de la Universitatea din București. De la matematică la geografie, un salt destul de mare. De ce? Da, acesta este și motivul pentru care înțeleg opțiunile elevilor, copiilor din ziua de astăzi. Eu mi-am dorit să parcurg liceul teoretic, pentru că consider că am avut o altă deschidere către facultate. Cu toate că eram în clasa a șaptea, când m-am hotărât să devin profesor de geografie. A știu deja din clasa a șaptea? Da, mi-a plăcut enorm de mult geografia. Dintotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu copiii. În prima fază mă jucam tot timpul cu păpușile. Păpușile erau elevii mei. De când am început școala, de când am început clasa întâi, foarte mult acasă, principalul meu joc acesta era înșiram păpușile, aveau câte o carte în față, câte un caiet și ne jucam de-a școala. Mai aveți frați surori? Da, am un frate cu 8 ani mai mare și o soră cu 7 ani mai mare. Ambii trăiesc ca o familie lor în Brașov. Și spuneați că din copilărie ați avut pasiunea asta. Da. Și în clasa a șaptea, când a fost acel moment de declic, când ați spus vreau să fiu profesor? Am avut parte de dascăli extraordinari. Recunosc, dacă mă întrebați acum, la toate materiile, dar la geografie în mod deosebit. Și mă gândesc că era și profesorul preferat la geografie. Da, da. Doamna profesoară din școala generală, în clasa a șaptea, mi-a propus, probabil simțind pasiunea mea pentru geografie, să mă duc la olimpiadă. A fost prima mea participare la o olimpiadă școlară de geografie. După ce am fost la faza județeană, m-am dus acasă și am spus tatălui meu, tată, eu voi da la facultatea de geografie, te rog frumos să mă ajut să-mi spui unde sunt facultăți de geografie. Tata a zâmbit, dar... Nu vrea să mergeți departe de casă? Cred că niciun părinte, în adâncul sufletului, nu-și dorește ca copiii să plece de acasă, dar m-a susținut foarte mult. Niciodată nu mi-a spus, nu-mi doresc să pleci de acasă, nu-mi doresc să faci geografia, nu-mi doresc. Mi-a spus, trebuie să pui în balanță aspectele pozitive, aspectele negative, ale meseriei, ale tot ceea ce ține de viitorul profesional. Pe vremea respectivă, știți, când se termina facultatea, primeai repartiție, nu puteai să te duci unde dorești tu. Toate aceste lucruri tata mi le-a spus și eu am zis, da, în continuare doresc să dau la facultatea de geografie. Și ați pus degetul pe hartă și ați ales aleator localitatea unde să mergeți la facultate? Deci opțiunea era foarte puțină. Deci în momentul respectiv, dacă nu greșesc, aveam Brașov, Iași și Cluj. Nu Brașov, mă scuzați, București. București a fost cel mai apropiat de Brașov. Aveam și foarte mulți prieteni de familie.
oricum am stat la cămin și în gazdă, am stat la prieten, dar nu știu, mi s-a părut mie că Bucureștiul este mult mai aproape de Brașov, de sufletul meu, era un oraș pe care îl cunoșteam. Am fost de multe ori în vizită cu părinții și excursii și am zis, ok, e în București. Cum era să fiți mezina familiei? Foarte bine. Eram alintată de toată lumea. Am crescut într-un mediu familial deosebit. Multă căldură, calm, iubire și susținere reciprocă. S-a întâmplat în adolescență să aveți perioade de rebeliune sau conflicte cu părinții și cum le-ați rezolvat? Să știți că nu prea am avut. Am fost un copil destul de cu minte. Nu țin minte să fi avut un conflict cu părinții care să necesite o abordare mai aprofundată, ca să spun așa. Am fost un copil destul de cu minte, mi-a plăcut extraordinar de mult școala. Deci n-a trebuit să fiți niciodată împinsă de la spate? Niciodată. Să niciodată. Am învățat cu plăcere. Și asta e filozofia pe care o urmez și acum. Dacă înveți cu plăcere și dacă ești fericit, te simți împlinit, atunci toate lucrurile evoluează în direcția pe care ți-o dorești. Deci nu, am prins și treapta întâi la liceu, am prins și treapta a doua. Revoluția a venit când eram în clasa noua și știți că pe vremea comunismului liceele teoretice se transformau în licee industriale, motiv pentru care la sfârșitul clasei a noua, deci după Revoluție, a trebuit să dau examen ca liceul să redevină teoretic. Am fost ultima generație care am dat treapta a doua, prima generație care am dat bacalaureatul din mai multe materii, dar, repet, am avut și am o viață fericită și împlinită. Le iau pe toate așa cum vin, le rezolv și mergem mai departe. Se vede că sunteți o persoană foarte optimistă. Da. Spuneți-mi, pentru că ați zis că ați prins și Revoluția, vă amintiți ce făceați în acele momente, unde erați? Eram acasă. Ce m-a marcat foarte tare era faptul că tata trebuia să stea la uzină, lucra la Hidromecanica Brașov și cred că sub o emoție constantă am stat tot timpul, mai ales că se mai auzeau gloanțe, agitație, soldați pe stradă patrulau. Și nu știu dacă la vârsta aceea realizam efectiv ce se întâmplă din punct de vedere politic, dar țin minte că singurul lucru pe care mi-l doream era ca tata să vină acasă. Până la urmă a fost o luptă pentru supraviețuire. Bineînțeles, bineînțeles. Acum, stând și analizând, într-adevăr, și probabil că în subconștientul meu realizam lucrurile acestea, dar pentru mine cel mai important în momentul respectiv era ca tata să ajungă acasă. Când vă gândiți la perioada copilăriei, a adolescenței, de ce vă e cel mai dor? De bunici? Mergeam foarte des. Aproape în fiecare duminică, știți, în perioada respectivă se lucra și se învăța să îmbăta, dar noi sâmbătă după școală și după serviciul tata plecam la bunici, care era la Moreno, 110 km de Brașov și așteptam cu drag să ajung în căldura bunicilor. Cu ce vă întâmpina bunica? Ce pregătea? Mâncarea preferată. Fratele meu își dorea cartofi prăjiți. Sora mea șnițel de piept de pui, iar eu prăjitura arlechin. Și gătea pentru toți. Da, bineînțeles. Și în perioada adolescenței, copilăriei, ce pasiune aveați crescând și într-o zonă de munte? Mergeați și la schi sau în tabere? Mergeam în Poiana Brașov foarte mult, la schi mai puțin, în schimb la patinoar mergeam frecvent. Era și este și acum un patinoar foarte frumos și foarte bine dotat în Poiană și aveam toți un grup de tineri de acolo, de la noi, de pe stradă și în fiecare duminică mergeam la patinoar, schi, stați să mă gândesc, cred că eram în anul întâi de facultate când am început să schiez. Erau anumite subiecte tabu în vremea respectivă, de exemplu cu părinții se discuta despre prima dragoste, interesul pentru băieți. Cum a da. Fost? Da, repet, am avut o familie și am în continuare o familie deosebită. Nu, eu nu țin minte să fi
să-i fie acordat părinților mei, să le fie adresat o întrebare la care să nu-mi răspundă, să evite. Deci nu. În anii respectivi era mare lucru să poți vorbi cu părinții despre orice, inclusiv despre relații, chiar dacă sex. Mama mea este așa mai ginga, așa mai mai rușinoasă, ca să spun așa, față de noi a avut o deschidere și o permanență, o permanentă disponibilitate. După perioada facultății, cum ați ajuns în Cluj-Napoca? Cum am ajuns în Cluj? După perioada facultății m-am întors în Brașov. Primul meu job a fost la liceul Andrei Șaguna, renumitul liceu unde s-a cântat pentru prima dată Crainou, al Ciprian Porumbescu. În al doilea an, țin minte cu o plăcere deosebită, am predat și la liceul Dr. Ioan Meșută, unde am terminat. Să știți, când am intrat la facultate, dorința mea cea mai arzătoare a fost să ajung să fiu colegă de sală profesorală, de cancelarie cu profesorii mei. Și mi-am îndeplinit și acest vis. Și cum a fost prima dată când ați intrat în sala profesorală și ați văzut, v-ați simțit intimidată? Intimidată? Nu cred. Nu cred. Vă spun, am avut parte de niște dascăli deosebiți, dar emoționant, fără doar și poate. Dar și o bucurie foarte mare. Repet, pe tot parcursul vieții mele mi-am pus niște, hai să nu spun chiar termenul, niște vise pe care am zis trebuie să mi le îndeplinesc. Și prin ambiție și consecvență, până în momentul de față, mi le-am îndeplinit pe toate. Unul dintre acestea a fost să predau acolo. Și care au fost provocările unui profesor tânăr? Cu ce v-ați confruntat? Cu multe emoții. Cu dorința de a face totul cât mai bine. Dar cum să vă spun, dacă faci cu plăcere, dacă faci ceea ce îți dorești, ceea ce ai visat dintotdeauna, emoțiile așa dispar la început și totul iese așa cum trebuie. Bineînțeles că visele de obicei sunt ideale, utopice și când ne lovim de realitate mai apar și mici probleme. Și când apăreau diverse probleme la clasă sau anumite situații, cum aș știu să le gestionați? Erați o persoană care vă măcinați după servici cu gândul ce aș fi putut să fac sau nu, sau cum procedați? Cred că da. Deci, fiind și dirigintă din primul an de învățământ, deci de la primul meu job, fiind și dirigintă, m-am implicat foarte tare în viața elevilor mei și atunci, inevitabil, o parte din problemele le preluam și mă rodeau din dorința de a-i ajuta cât mai mult. De a fi cât mai mult sprijinul lor în școală. Și pe dumneavoastră cine vă susținea? Pe cine aveați? Familia. Alături? Familia. Deci la puțin timp după ce am terminat facultatea și m-am reîntors în Brașov, m-am căsătorit. Cum l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră? Am fost colegi de clasă în liceu. Ce frumos! Deci o iubire din liceu. Da, din clasa 12-a. Da, împreună am fost și la facultate, dar am făcut facultăți din domenii diferite. Și după ce a terminat și el facultatea, deoarece am făcut 4 ani, el facultatea lui a fost de 5 ani, după ce s-a reîntors și el, ne-am căsătorit. La scurt timp, după aceea, au venit și copiii. Am 2 copii minunați, avem 2 copii minunați, mulțumesc. În perioada maternității, ne-am mutat la Timișoara, datorită jobului soțului meu. Ați ales să-l urmați fără rezerve? Da, absolut toate deciziile pe care le-am luat împreună. Când i s-a propus promovarea și mutarea la Timișoara, a venit acasă, am discutat împreună. Asta este o familie în fond și la urmă urmei. Îl aveam pe cel mare, eram în concediu de maternitate. În concediu, deci n-a trebuit să renunțați. Nu, n-a trebuit să renunț și dorința lui era să ne reîntoarcem în Brașov. Am fost foarte atașați de Brașov. Ne-am mutat la Timișoara, am stat 2 ani, l-am născut și pe cel mic care acum e aproape cât mine. După care el a primit oportunitatea de, s-a oferit oportunitatea de a lucra în Cluj și ne-am mutat în acest oraș minunat. Astfel, după o plimbare prin Brașov,
București, Timișoara. Și ultima oprire, Cluj-Napoca, am putut să fac o comparație între aceste orașe. Fiecare este frumos în felul lui, dar mă bucur că am ajuns aici, deoarece după o perioadă relativ scurtă de timp, am realizat că aici vreau să-mi cresc copiii. Vreau să-mi cresc copiii, să-i educ aici și vreau să mă realizez profesional. Este un oraș cu multe oportunități pentru tineri, pentru copii, pentru familii. Este orașul în care visez să trăiesc în continuare. Și acasă înseamnă acum Cluj-Napoca, nu Brașov? Bineînțeles. Mă duc cu plăcere în Brașov. Oricum sunt o persoană care îi place să călătorească. Consider că fiecare loc de pe pământul acesta are ceva deosebit care merită cunoscut și merită vizitat, dar este orașul în care eu vreau să trăiesc și să mă dezvolt profesional și să-mi cresc copiii. Adaptarea la Cluj-Napoca a fost ușoară? Destul de ușoară. N-am avut timp să mă gândesc foarte mult și să intru în amănunte, deoarece aveam doi copii, unul de un an și unul de 3 ani, care mă solicitau foarte mult. După care am început imediat să lucrez. Am fost profesor timp de 9 ani la Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, unde am putut să mă dezvolt profesional. Ultimul an am fost chiar director adjunct al acestui liceu și a fost momentul în care am realizat că am aptitudini pe partea de management educațional și în momentul acela a răsărit în mine ideea de a concepe un after school. Așa am plecat de la ideea de a avea un after school pentru gimnaziu, deoarece sunt foarte aproape de multe școli și mi-am dorit, cunoscând foarte bine nevoile copiilor din gimnaziu, din liceu, raportând și la nevoile pe care eu le-am văzut în viața de elev a copiilor mei, le-am găsit în viața de elev a copiilor mei, mi-am dorit să deschid acest after school de gimnaziu. Dar acesta a fost doar începutul. Deoarece am avut foarte multe cereri și pe partea de primar, astfel încât am și o grupă de after school de primar, la un timp foarte scurt de la deschidere am mai dezvoltat o ramură, respectiv aceea de pregătire pentru examenele de evaluare națională și bacalaureat, parte de pregătire teoretică, dar și practică prin organizarea de numeroase simulări ale examenelor. Am dezvoltat și partea de cursuri opționale, am încheiat multe colaborări cu parteneri, astfel încât le ofer posibilitatea copiilor de a participa la numeroase activități extrașcolare, pe partea de muzică, vioară și chitară, șah, robotică, o combinație deci între... Deci învață lucruri pe care poate nu le-ar învăța într-o școală clasică, da, în cele mai multe școli clasice. Da, da. Da, sunt, eu consider că sunt multe lucruri pe care le învaț aici și nu le pot învăța în școlile de stat. În primul rând, le dezvolt foarte mult această independență față de părinți. Fiind foarte aproape de ei, ei vin singuri de la școală la mine. Odată, îi învăț, în al doilea rând, îi învăț să-și organizeze timpul. În al doilea rând, au foarte multe activități de socializare. Devin o familie, practic. Astfel încât, după ce se întâlnesc cu părinții, au timp să petreacă un timp minunat. Nu mai plăcut, sunt stresați, exact. Că trebuie să-și facă scapă temele de stresul și... temelor, da. A învățatului. Repet, le dezvolt foarte mult independența față de părinți. Îi învăț cum să-și organizeze timpul, bineînțeles, sub îndrumarea cadrelor de specialitate. Și avem o echipă foarte caldă și profesionistă. Dumneavoastră mai și predați? V-ați păstrat rolul de profesor? Momentan nu. Momentan nu, dar nu se știe niciodată. Și dacă ne puteți spune și din experiența ca mamă, ce stil ați avut? Cum ați abordat educația copiilor dumneavoastră? Stil? Pot să spun că este un stil anume.
În primul rând, și eu și soțul meu suntem foarte apropiați de copii. Le-am dat foarte multă, foarte multă libertate, dar am încercat să-i facem să înțeleagă și zicem noi că am reușit, că sunt niște reguli după care trebuie să funcționăm, ca regulile de circulație, ca altfel nu putem conviețui împreună. Îi sprijin în orice decizie iau, chiar dacă în prima fază, în primul moment, consider că poate nu e cea mai bună decizie pentru ei. Dacă vrea să se tatueze, de exemplu, sau altceva unul dintre băieți, cum ați fi reacționat? Nu știu. Să spună un piercing sau probleme cu care se confruntă, în general, mulți părinți astăzi. Da. Cu piercingul nu cred că aș ajunge deocamdată acolo, pentru că ei sunt și sportivi. Ceea ce nu merg una cu alta. Sunt sportivi de performanță, au multe antrenamente, echipamente și nu și-au manifestat încă dorința. Știți cum? Niciodată n-am stat să mă gândesc cum să reacționez dacă vine unul dintre ei și îmi spune mama, nu știu, vreau să plec mâine în America. Le iau pe rând. Cum vin, încerc să găsesc cea mai bună soluție pentru ei. Pentru noi ca familie, dar în primul și în primul rând pentru ei. Nu înseamnă că îi îngrădesc, în niciun caz. Deci, repet, îi las să dea cu capul ori de câte ori este nevoie, dar încerc acea lovitură să fie cât mai... Să mai atenuați și dumneavoastră. Exact. Se spune și că băieții sunt foarte apropiați de mamă. A fost și e cazul adevărat. Noastră? Da. N-aș putea să spun că sunt mai apropiați de mine decât de tatăl lor, dar, într-adevăr, avem o relație deosebită. Și când a venit vorba de tehnologie, ați considerat că îi ajută să aibă, poate de la o vârstă mai fragedă, telefon, tabletă, laptop? Nu știu ce, la ce vă referiți când spuneți adică o vârstă ați fragedă. Adică inclus și în educația lor și din adolescență? Nu sau? Se poate să o excluzi. Tehnologia, pentru nu că mulți se părinți poate. Se plâng că e prea multă tehnologie și că nu-și mai fac temele din cauza asta. Trebuie să găsești o cale de mijloc. Deci trebuie să le dai și tehnologie, nu se poate, trebuie să evolueze, asta e societatea la ora actuală. Deci nu sunt total împotriva ei, dar, repet, eu am un sprijin foarte mare în sport și îi încurajez pe toți copiii să facă sport pentru că ne ajută foarte mult și pe ei și pe noi ca părinți în educația lor. Nu au timp foarte mult să stea pe telefon sau pe calculator sau... ținând cont școală, teme, antrenamente, dar și aici dorința tot de la ei a plecat. Deci nu, eu mi-am dorit, bineînțeles, de când am avut copii, mi-am dorit niște copii sănătoși care să practice sport, să se dezvolte armonios, dar dorința a venit din partea lor. Mă gândesc că și genetic contează. E o genă acolo, da. Și eu și soțul meu am practicat sport, nu de performanță ca ei. Ne bucurăm și îi susținem atâta timp cât muncesc pentru ceea ce își propun să facă. Susținerea noastră este de 100%. Dumneavoastră, ce pasiuni sau hobby-uri mai aveți? Ce pasiuni mai întrețineți în prezent? Îmi place să citesc foarte mult. Îmi pare rău că nu am timpul suficient pe care mi-l doresc să-l aloc cititului, dar nu practic și acest hobby. Și mai am un hobby care este al familiei. Plimbatul cu motocicleta. Chiar vreau să vă întreb. Am discutat și înainte să începem filmarea. Mă gândeam că doar soțul și băieții merg cu motorul, dar mi-ați spus că și dumneavoastră aveți și urme de la ultima aventură. Ultima aventură. Nici nu pot să spun că a fost o aventură. A fost un mic incident. Eram practic pe loc. A căzut motocicleta și instinctul omenesc, m-a făcut să pun piciorul jos și mi-am rupt tibia. A trebuit să fiu operată cu tijă, șuruburi pe care ulterior a trebuit să le scot din picior. Deci a fost o întâmplare, nu a fost aventură. Conduceți și dumneavoastră? Nu. Nu? Nu. Să știți că aveam de gând să fac școala de șofer după incidentul respectiv. Nu merg pe considerentul că te duci cu motorul, îți pui viața în pericol. Și dacă mergi pe stradă, ești în pericol. Evident. Nu poți fi în pericol. Dar în momentul de față, încă nu am curajul să
conduc. A fost durerea un pic mare și după operație și a doua operație și atunci, deocamdată, îmi place să mă plin cu soțul meu cu motorul. Și soțul a insuflat pasiunea pentru motoare copiilor? Și acolo cred că există o genă. Părinții mei au avut motocicletă, mama mea a mers cu motocicleta mult mai mult decât mine. Foarte interesant. Da, noi locuind în Brașov, pe vremea comunismului, existau, din câte știu eu, două circuite foarte mari de motocross. Unul era la Zărnești, lângă Brașov, și unul era în Moreni, unde erau bunicii mei. Motiv pentru care eu de-abia învățasem să merg și tata mă ducea la concursuri de motocross. Și cred că pasiunea a rămas acolo în sufletul meu de atunci, copil fiind. Dar până să mă căsătoresc, nu m-am gândit niciodată că o să ajung și eu să am motocicletă. Sau că o să vă plimbați atât cu motocicleta. Sau că o să mă plimb atât cu motocicleta. Sau dacă cineva mă întreba, o să iei copilului tău motocicletă? Cred că primul răspuns ar fi fost nu. Dar de la 5 ani jumate se dau pe motocicletă de cross. Wow! Și a stat fără emoții la primele... Eu cred că din momentul în care ești părinte, nu există nicio acțiune a copilului tău care să nu sădească în inima părintelui o emoție. Nu există. Fie că e vorba de o activitate statică, fie că este o activitate plină de adrenalină, fie că este un examen, fie că este un simplu meci, atâta timp cât îți dorești copiii și te implici în viața lor, așa cum este cazul nostru, este imposibil să nu ai emoții. Dar i-am învățat, i-am educat că toate trebuie să făcute cu limite, tot timpul trebuie să ai echipamentul adecvat, tot timpul trebuie să fii atent, tu să fii atent pentru viața ta, nu să te, ceilalți să te ferească pe tine. Am încercat să îi învățăm că viteza nu este bună, chiar dacă adrenalina o cere. Și știți cum am gândit că începând să practici acest sport de mici, poate că o să fie mai ușor. O să fie mai ușor. Antrenament până exact, exact. Cred că este alta gândirea când te urci pe motocicletă la 18 ani, așa dintr-o dată, când atunci ai încă doar viteză de cele mai multe ori. Exact. Să experimentezi senzații tari. Da, da. Da, și în general tot ceea ce și-au dorit să încerce, i-am lăsat să încerce. Și-au dorit să schieze, a fost motivul pentru care și eu m-am perfecționat cu schiul. Mie mi-a plăcut întotdeauna patinajul mult mai mult decât schiul. Dar de când am copii, în fiecare iarnă mergem la schi. Și-au dorit să încerce cățărări. Ne-am dus cu un prieten în Cheile Turzii și au încercat cățărări. Și-au dorit să meargă împreună cu tatălor cu motocicleta. Și schiați acasă sau în străinătate iarna? Și. Acasă este mult mai greu, deoarece este foarte aglomerat. Acum nu înseamnă că în străinătate nu este aglomerat, dar lungimea pârtilor fiind mult mai mare, nu te confrunți cu problemele cu care te confrunți aici. Ne puteți povesti o experiență, o amintire dintr-o călătorie sau cu familia? O experiență dintr-o călătorie... Da, pozitivă sau... Alegeți dumneavoastră. Da, când cel mare avea un an, am hotărât să mă duc în America cu el. Singură? Știți? Cu copilul? Da. Da, pentru că era problema cu vizele în momentul respectiv, care și acum este... Deci nu se obține atât de ușor. Și atunci a mers soțul prima dată, chiar înainte să ne mutăm la Timișoara, s-a întors, după care m-am dus eu cu copilul și am cerut viza. Și când am plinit un an, l-am luat frumos de mânuță și am plecat în America cu el. A fost o experiență pe care cred că nu o voi uita niciodată. Ce s-a întâmplat mai exact în timpul zborului? Cum ați făcut față la provocări? Prima dată mi s-a rupt una din rotițe de la cărucior. Pe un hop în aeroportul din București s-a rupt o rotiță. După care am aterizat în Atlanta, care știți că este unul din cele mai mari aeroporturi din lume și a fost o adevărată provocare cu un cărucior cu o roată ruptă și cu un bagaj și cu un copil care, vă dați seama, venea după, obosit, după 20 ore, de ore, da, de zbor cu tot cu escală.
Dar ne-am descurcat, m-am dus, am cerut ajutor. Deci nu am nicio problemă atunci când întâmpin o dificultate la care nu pot să-i fac față singură, să cer ajutorul. Este normal, suntem oameni, nu suntem roboți. Ați mai fi încercat după aceea o astfel de călătorie? La întoarcere ați venit tot dumneavoastră singură, da, cu copilul? Da, păi trebuia să mă întorc acasă la familie, nu? Da, a trecut. Cred că toată viața este o provocare, în fond și la urmă. Dacă stăm să ne gândim și când naști o provocare, nu? Și uite, pentru asta tot am făcut-o și a doua oară și aș mai fi făcut-o dacă mă hotăram. Și dacă ar fi să o luați de la capăt, în ce colț al lumii v-ați stabili? În Cluj-Napoca. Tot în Cluj. Da. Da. Mie îmi place România, vă spun sincer. Îmi place foarte mult țara noastră. Este deosebit de frumoasă, oamenii sunt deosebiți. Dacă... Deci nu mi-aș dori să o iau de la capăt în altă parte. Chiar dacă ar fi oportunități mai mari. Poate o altă mentalitate și în ceea ce privește educația. Da, putem schimba și aici ceva. Dacă ne dorim cu adevărat și depunem osul la treabă, putem și aici să schimbăm. Acum, eu sunt convinsă că nici în America și nici o țară de pe globul acesta, oricât de ridicat este nivelul de trai, asta nu înseamnă că totul este roz. Peste tot trebuie îmbunătățit ceva, nu? Atunci când ați deschis After School-ul, cu ce v-ați confruntat, cu ce provocări? Ați întâmpinat și prejudecăți? Persoane care să zică că nu va rezista mult școala sau că e ceva diferit și... Nu neapărat că, nu, că este ceva diferit și nu va rezista. Au fost persoane care mi-au spus, dar te gândești, ai un loc sigur. Da, ați plecat de la un post stabil, da, cum se spune, și o iei singură de la capăt. Am zis, nu sunt singură, familia mamă susține 100% și eu asta îmi doresc să fac. Consider că acum a venit momentul în care pot să fac ceva pe picioarele mele. Dacă nu, ne dorim să schimbăm ceva, trebuie să facem. E curaj să începem. Bineînțeles. Și sunt convinsă că în orice domeniu, orice început este dificil. Ce a fost mai dificil? Birocrația, hârtiile, până sau să atrageți fonduri, poate? Sau cum ați pornit efectiv? Am pornit efectiv cu fonduri proprii. Deci, prima fază a fost, cum să zic, timpul a fost extrem de scurt. N-am avut timp să mă gândesc foarte mult dacă va merge, dacă să mai atrag investitori, să mai... Spațiul am găsit destul de târziu, școala deja începuse și aveam două alternative. Ori las așa și încep anul școlar următor, adică de acum din septembrie, ori încep pe parcursul anului școlar. Cred că asta a fost cel mai greu, startul, pentru că nu a fost în momentul deschiderii anului școlar, când vă dați seama marea majoritate a părinților, nu? Tu ca părinte nu aștepți 1 noiembrie. Sigur. Da, ca să vezi ce faci cu copilul după școală sau să vezi la ce alte activități îl mai înscrii. Dar am plecat așa, step by step. Și au venit primii copii chiar după, da, ce ați deschis, la cât timp? La 1 noiembrie am deschis, am avut 3 copii. Trei copii. Prin recomandări? Sau? Prin recomandări, prin reclamă pe Facebook, pe Google. Cum ar trebui să fie, din punctul dumneavoastră de vedere, o femeie de succes, un antreprenor de succes? Să fie puternică, să fie curajoasă, optimistă, cu zâmbetul pe buze și plină de curaj. V-ați descris pe dumneavoastră? Probabil. Na. Și totuși, în contextul actual și economic și așa mai departe, în prezent mai aveți anumite provocări sau lucruri care vă pun bețe în roate? Sau care sunt... Cum arată, de fapt, o zi obișnuită pentru dumneavoastră? O zi obișnuită? Ei, mă trezesc dimineața pentru a pregăti micul dejun familiei mele și să-mi beau cafeaua, să-mi savurez prima cafea a zilei, după care îmi trezesc familia, servim micul dejun împreună, soțul duce copiii la școală, activitatea aici la centru, în timpul anului școlar, începe la ora prânzului. Dar până atunci mă organizez pentru programul de peste zi,
în permanență trebuie să caut colaboratori, trebuie să caut activități noi pentru a oferi cât mai multe copiilor, indirect părinților, direct copiilor. După care, la 12, sunt prezent aici și întâmpin cu zâmbetul pe buze copiii când vin de la școală și sunt pas cu pas, zi de zi, lângă ei, în orice activitate întreprind. Vă privesc ca pe o a doua mamă, oarecum? Nu știu dacă ca pe a doua mamă, ca pe o prietenă, probabil că o combinație. Da, sunt cea care consider eu că sunt prima care întreabă cum a fost astăzi la școală, ce ai făcut, cum te simți, cum ai dormit azi noapte, ce ai visat, ți-a plăcut mâncarea, te simți bine, hai să jucăm un șah, hai să jucăm o carte, hai să facem o pauză, ai multe teme. De ce e important să dea copilul acest feedback? Păi este important să știi care este starea lui sufletească în ziua respectivă. Este foarte important să știi, să-i cunoști nevoile. Deci pentru a-l ajuta trebuie să știi nevoile și trebuie să te simtă alături în permanență. Deci eu le ofer aici un mediu foarte familiar, foarte aproape de ceea ce au acasă. Și-au adus papuși de casă, dar preferă să stea desculți, șosete. Pe parcursul realizării temelor au muzică de concentrare, își doresc să învețe pe jos, învață pe jos, își doresc să citească pe pufuri sau pe pufuri. Avem momente de pauză în care socializăm, au în sala alăturată, inclusiv fotbal de masă, biliard, darts cu magnet, ca să nu existe pericolul de accidentări. Jucăm Catan împreună, Monopoly. Deci, nu sunt împotriva tehnologizării, dar prefer să socializăm în formele clasice. Asta nu înseamnă că nu căutăm informații pe internet. Vreau să dotez aici cu tablă interactivă. Sunt în discuție acum cu o firmă din București pentru a aduce și cursuri de programare pentru copii. Copii între 8 și 16 ani, deci copii și adolescenți. Repet, doresc să fim o familie și satisfacția mea maximă este că copiii vin cu plăcere la mine, vin părinții să ia acasă sau îi sună, că unii sunt destul de mari și merg singuri, sau îi sună, haide că ai alte activități și nu doresc să plece. Care e cea mai mare mulțumire sufletească la finalul zilei? Când vă puneți seara în pat și, la ce vă, și faceți bilanțul, care e cea mai mare bucurie? Cea mai mare bucurie? Că am lucrat cu copiii. Deci asta a fost ceea ce mi-am dorit dintotdeauna, că să lucrez cu copiii, să pun acolo o cărămidă, oricât de mică sau cât de mare, în educația lor, să-i sprijin, să-i ajut și să trăiesc cu copiii. Și sunteți oarecum dovada că oamenii se pot reinventa la orice vârstă. Bineînțeles. Dumneavoastră, după, dacă putem să spunem, după vârsta de 40 de ani, încă tânără, dar v-ați reinventat complet. Sunt de 22, dar într-adevăr am peste 40 de ani. V-ați reinventat complet? Da. V-ați schimbat macazul? Acum nu pot să spun chiar complet, că la acest centru baza o are experiența mea de 20 de ani ca și profesor, experiența mea ca și manager în managementul educațional, experiența pe care am acumulat-o în munca cu copiii, în discuțiile cu părinții, în găsirea soluțiilor problemelor tineretului din ziua de astăzi. Deci nu pot să spun că m-am reinventat complet. Dar, într-adevăr, este altceva să fii, zic eu, manager într-o școală de stat, da, chiar și director adjunct, și altceva e să ai afacerea ta proprie. Deci eu consider că partea creativă și poți să faci mult mai multe în afacerea ta, bineînțeles. Ai mult mai multă independență. Dar mai puțin timp liber? Se poate spune și așa, dar eu consider că există loc în 24 de ore pentru tot ceea ce trebuie. Și pentru copii, și pentru familie, și pentru business, și pentru timp liber. Trebuie să știi să te organizezi. Și weekendurile cum arată? Arată un weekend obișnuit?
Se mai întâmplă să avem activități și aici, sâmbătă. Am spus, organizăm simulări, în 8 weekend-uri am organizat simulări, sâmbătă, și aceste cursuri de programare pentru copii, o parte din ele vor fi sâmbătă, dar în rest petrec foarte mult timp cu familia, îmi susțin copiii 100%, au multe deplasări în weekend-uri, au meciuri, deplasări în țară sau în străinătate și ori de câte ori am ocazia, mă duc cu o deosebită plăcere ca să le urmăresc evoluția și să fiu alături de ei și când au victorii și când au eșecuri. Foarte frumos! Și dacă ați fi de mâine, să spunem, ministrul educației, ce ați face, ce ați schimba? Da. Cred că, în primul rând, mi-aș dori să lucrez la programă. Programa este greoaie. Este foarte multă informație. Că, de fapt, asta este una din dorințele pe care le am eu aici, la centru, să-i ajut să-și asimileze informațiile. Deci părerea mea este că în școala românească, în momentul de față, totuși este mult prea multă informație și mult prea puțină parte practică și copiii la școală au prea puțin timp să asimileze informația respectivă. Deci în primul rând aș lucra la programă. Bineînțeles, aș lucra la programă împreună cu o echipă formată din cadre didactice. Este foarte important ca cei care lucrează la reforma învățământului să vină din sistem, ca să știe cu ce probleme se confruntă sistemul în momentul de față. Și să știți că avem oameni de valoare în sistemul românesc, avem cadre didactice deosebite, care muncesc cu plăcere și cu un profesionalism deosebit cu copiii. Deci, materie primă există. Doar să fie și voință și resurse. Exact. Obișnuiți să vă faceți și planuri pe termen foarte lung? Vedeți școala într-un anume fel peste 5-10 ani? Da, obișnuiesc să am și obiective smart, dar și pe termen lung. Dacă mă întrebați acum, pe termen lung, cred că mi-aș dori să deschid o școală. O școală particulară? O școală particulară, da. O școală particulară care să meargă pe o altă programă, revenind la ce am spus mai devreme. Și câte ore ar fi pe zi atunci? În programă? Deci eu consider că maxim 5 ore. Acum depinde de nivel. La ciclul primar, 4 ore maxim. Și aș face pozele de un sfert de oră, în 10 minute, la primar. La gimnaziu și la liceu, mai mult de 5 ore. Mi-aș dori să nu existe. Eu am văzut și la noi, ca și cadre didactice, ora de la 1 la 2 sau de la 2 la 3 sunt un pic inumane, ca să spun așa. Și dacă mie, ca și profesor, îmi este greu, îmi închipui că și elevilor le este și mai greu. Ați eliminat complet din program anumite ore, de exemplu, ora de religie. Știți că sunt multe dezbateri pe tema asta? Complet n-aș elimina, dar există variante, da? Sunt arile curriculare, deci pot fi grupate materiile astfel încât să nu aibă în fiecare săptămână una, două, trei ore dintr-o anumită materie. Se pot cupla științe pe partea de real, științe socio-umane, deci variante ar exista. Aveți vreun motto sau un sfat primit de la cineva care vă ghidează și acum? Soțul meu spune tot timpul, nu te lăsa, tu poți. Și după acest principiu funcționează. Și cum vedeți dumneavoastră fericirea? Cum văd eu fericirea? Viața mea. Deci altfel, nu mi-închipui că poate un om poate să fie mai fericit decât și împlinit decât mă simt eu în momentul de față. Suntem sănătoși, avem o familie frumoasă, o legătură deosebită, am afacerea mea în care îmi desfășor activitatea pe care mi-o doresc și așa cum mi-o doresc eu. Am o echipă extraordinară, suntem o familie, nu știu ce altceva mi-aș putea dori mai mult. Aveți un stil de îmbrăcăminte foarte frumos, elegant, am remarcat. Obișnuiți să vă faceți cumpărăturile online sau din magazine? Mai aveți timp de shopping? Și. Îmi fac și online, dar și în magazine, mai ales că am familie
Și aici ne sfătuim. În general, băieții, toți trei, și soțul și copiii, când merg la cumpărături legate de vestimentație, mergem împreună și îmi cer sfatul și eu le cer sfatul. Și de multe ori nici nu trebuie să le cer, mai ales cel mic este un critic desăvârșit al ținutei mele întotdeauna. Deci, mama, arăți foarte bine. Mama, nu se potrivește fusta cu bluza, te rog frumos. Chiar dacă mie îmi place și mi se pare că s-ar potrivi, îl ascult. Țineți cont de sfaturile? Țin cont de sfaturile lui, da. Și ținuta preferată? Care e? Ținuta preferată? Rochea. Rochițele. Și am un magazin pe care îl prefer, Dezigual, dar mai mult din străinătate și online. În România nu există decât în București, acum a început să apară și prin Cluj, dar este firma mea preferată. Și o femeie este foarte veselă, foarte multe culori, multe flori. Și atunci, o femeie elegantă, stilată, ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere? Elegantă? O ținută care să ți se potrivească, care să stea bine, curată, ordonată și care să reflecte starea ta. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.